Dacă mâine ar avea loc alegeri pentru președinția României, cu cine ați vota? Nu, stați liniștiți că nu fac, cel puțin deocamdată, un sondaj de opinie, dar e o întrebare clasică de sondaj de opinie, însă răspunsul nu e așa, că în momentul de față nu-i foarte limpede. Adică, uitați-vă la cum arată scena politică din România. Pe cine ați vota să fie viitorul președinte al României? Posibil ca în anul 2021 și mâine, apoi mâine bate la ușă anul 2024, care va fi an electoral pentru președinție, să stai și să te uiți cu nostalgie la imagini de la începutul anilor 90. Uite, priviți o secvență să vedeți că pe vremea respectivă, spre deosebire de fătălăii care sunt astăzi în politică, aveam niște bărbați politici, adevărat, într-o democrație incipientă, cu defectele și tarele ei, dar care se confruntau, aveau curajul să apară într-o confruntare televizată. Să privești cu nostalgie, spun din nou, la momente în care apar în fața camerelor de la vedere Iliescu, Rațiu și Câmpeanu și să zici: mamă, mamă, ce vremuri pe atunci. Atunci îl întreb pe domnul Iliescu ce-ar face în ipoteza că nu-i ales. A spus ce-ar face în ipoteza că e ales. Exact ce am spus. Independent de rezultatele alegerilor, indiferent de postura în care mă voi afla, mă voi simți obligat și eu, ca și colegii mei, să conlucrăm la edificarea acestui program de renaștere a țării, pe baze noi. Sigur că răspunsurile date de Ion Iliescu sunt răspunsurile în limba de lemn cu care ne-a obișnuit la vremea respectivă, dar avea loc o dezbatere, avea loc o confruntare, până și în anul 1996. Sigur, cu tensiunea electorală de la acel moment dintre Emil Constantinescu și Ion Iliescu, tot a avut loc o dezbatere prezidențială la care ne-am uitat, nu-i așa? Și vă ofer o secvență din acel moment. După întrebarea celebră rostită de Emil Constantinescu: credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu? După aceea s-a încins un dialog și uite, e interesant să privim măcar câteva secvențe din acel moment. Ați declarat că sunteți liber cugetător. Asta înseamnă necredincios. Deci om fără asta Dumnezeu. Asta înseamnă necredincios. Asta înseamnă. Orice respect, dicționar nu. Asta înseamnă respect față de... Nu. Domnul Iliescu, aici n-am zis, față de, cu limba română nu poate să fie. Când ați mințit atunci? Inclusiv oamenii bisericii evoluează în contactul cu știința. Și devin liber cugetător. Intoleranța de o parte și de alta nu aduce nimănui niciun fel de folos. Din nou spun, limbaj de lemn al lui Ion Iliescu, dar era un pic de tensiune în platou, se întâmplau niște lucruri. Gândiți-vă la anii din urmă și la campaniile din urmă. Am oftat cu toții dorindu-ne o dezbatere prezidențială. Da, a fost complicat, a existat una firavă, micuță, prin 2016, dar vai de capul ei. Însă, haideți să vedem un moment care pare irepetabil în actualul context. Gândiți-vă numai că ar candida la președinție cine, să zicem, Ciolacu versus Barna. Da. Gândiți-vă, ar putea fi un moment de categoria celui pe care vi-l arăt în secundele următoare. Nici mie nu-mi place domnul Vântu, așa cum se pare că nu vă mai place nici dumneavoastră. Nici azi noapte nu v-a plăcut? Și în condițiile în domnul care... Domnul Gioană, vă rog, nici azi noapte nu v-a plăcut întâlnirea cu domnul Vântu? Dar în condițiile azi noapte, acestea, când a aflat că e arestat domnul Popa Nicolae, cel cu FNI-ul, nu v-a plăcut, ce se întâmplă v-a chemat în Popa urgență. Nicolae. Domnul Băsescu. V-a chemat el în urgență. Pe domnul Gioană. Domnul Traian Băsescu, vă rog, este o rubrică cu întrebare și răspuns. Cred că domnul Mircea Gioană a înțeles întrebarea. Vă rog, domnule Gioană, răspunsul. Deci azi noapte... Sigur, am fost prezent la confruntarea aia, am văzut cum ieșea transpirația din fruntea lui Mircea Gioană, dar deja e istorie. Am zis ceva mai devreme, 2016, nu, e vorba de 2014, sigur, de confruntarea pe care unii au privit-o într-adevăr cu sufletul la gură, pentru că părea să fie o reală confruntare. De fapt, a fost așa, nu știu cum să zic, un soi de întâlnire între doi oameni care se tem unul de celălalt. E vorba de întâlnirea dintre Klaus Iohannis, singura de altfel întâlnire, Klaus Iohannis, Victor Ponta. Priviți un dialog moale, căldicel, dar putem spune că a fost ultimul an în care am avut o dezbatere prezidențială, cel puțin până acum. Eu personal cred despre ei că au fost un președinte și un prim-ministru foarte slab. Dacă dumneavoastră considerați că sunt buni, e părerea dumneavoastră, pe care o respect, dar pe care nu o împărtășesc.
Domnul Klaus Iohannis are dreptul la replică, un minut începând de acum. Domnule Ponta, cunoașteți pe o persoană, Gabriel Oprea? Este vicepremier la dumneavoastră. Știți cum a votat în materia de tăiat pensii și salarii? Nu a votat, pentru că el a salvat pensiile militarilor. Împreună cu... Cam așa arătau, să zicem, dezbaterii. M-am arătat aceste secvențe pentru că eu cred că prin lege, măcar în următorii ani, ar trebui impusă o regulă. Și anume, cei care participă în competiția electorală sau în scrutinuri cu miză majoră, cum ar fi, să zicem, primăria capitalei, de ce nu, să fie obligați să participe măcar la o dezbatere prezidențială. De ce? Pentru că în astfel de momente vedem și noi cum se comportă un candidat, viitor președinte, viitor primar general sau viitor orice altă funcție aleasă, în situații de tensiune. Măi, fraților, arde țara, se întâmplă un incendiu la Balș, la colectiv, la spital, nu știu care, sau, Doamne ferește, un cutremur. Cum reacționează omul acela în condiții de stres? Are o replică la el? Știe ce să facă? Dacă ne vom avea în continuare fătălăi care fug de întâlnirea cu Șoșoacă, să zicem, în momentul de față, cum fugeau pe vremuri alți fătălăi de întâlnirea cu Corneliu Vadim Tudor sau cu întâlnirea de Băsescu sau chiar și cu întâlnirea de Klaus Iohannis și așa mai departe, înseamnă că nu ne mai facem bine. Prin urmare, o lege în care televiziunea română să organizeze obligatoriu o dezbatere cu cei care se înscriu în cursa prezidențială, iar ei să fie obligați să accepte această dezbatere. Adică la americani se poate, adică la francezi se poate, la nemți se poate când vine vorba de campanie electorală să se bată viitorii prezumtivi cancelari, numai în România nu se poate să se mai întâlnească primarii care vor să conducă capitala sau președinții prezumtivi care vor să conducă România. Prin lege să-i vedem și noi cum reacționează în condiții de stres. Iar pentru cei care cred că așa ceva nu e posibil, vă spun eu, e și constituțional, e și posibil. Și le reamintim vocea lui, prin vocea lui Nenea Iancu, o vorbă celebră. A se slăbi, mon cher.